Zeci de bicicliști au defilat goi prin Mexico City. Ei spun că astfel șoferii vor observa mai ușor în trafic, iar pe viitor numărul accidentelor va scădea. Dar parada fără haine a mai avut un scop, cel ecologic. Participanții ar vrea să circule mai mult pe biciclete pentru ca orașul să fie mai puțin poluat.